În cazul în care legea care oferă imunitatea avocaților va trece de Parlament, nu mai poate întoarce președintele, că a întors odată, dacă nu mă înșel. Poate, în schimb, să o sesizeze la Curtea Constituțională? O sau? poate sesiza oricine la Curtea, da? adică oricine există, da, poate fi, pot fi ridicate excepții de neconstituționalitate. N-aș uh, putea spune dacă eu acum, dacă guvernul i-a în calcul asta, dar nu este exclus, sigur. Este o modalitate prevăzută de lege și nu o excludem. Înțeleg că. În continuare nu sunteți de acord cu nu, dar am spus, legii în forma uh, în care am, uh, ea uh, se află acum Am doamne. spus asta, am fost, m-am întâlnit cu avocații, am exprimat care sunt rezervele mele. Sunt rezerve, repet, care nu sunt, pe care eu le-am preluat ca ministru daca, în care eu cred și sunt rezerve pe care Ministerul Justiției le-a exprimat încă de anul trecut. Deci, cu privire la, la punctele care sunt publice, poziția Ministerului este publică, cu privire la acele puncte nu mi-am schimbat deloc opinia. Ce alte proiecte de legi doamna Prună, sunt în Parlament, care, odată adoptate, ar risca să slăbească instituția anticorupție din România? Da, nu știu, n-am o listă a unor asemenea proiecte acum, dar o să ne uităm la Ministerul Justiției și o să încercăm să facem ca de fiecare dată să ne asigurăm că suntem hmm. prezenți acolo în comisii, chiar dacă asta nu garantează nimic. Acum, eu înțeleg și Prezența guvernului prin reprezentanța ai Ministerului, la, chiar la. Suntem acolo tot timpul prezenți la nivel de secretar de stat. Eu însă m-am deplasat de, de multe ori. Nu garantează întotdeauna un, un rezultat, dar măcar ne putem exprima în acest proces, proces legislativ. N-am însă o listă de, uh -huh. de, de, de proiecte. Însă, în adoptarea ordonanței 18 cu privire la. La dispozițiile din codul de procedură penală, cu precădere, care fusese declarate neconstituționale. Cred că acolo, am prin adoptarea ordonanței, nu numai că am oferit un cadru legislativ predictibil și stabil magistraților, dar cred că am și tăiat un not gordian, pentru că știți probabil că existau nenumărate, nenumărate numeroase. Ele sunt numărabile, Erau 28 la Cameră și vreo 5 la Senat care unele erau chiar nu erau se contraziceau unele pe altele și care fără să intre acum în amănunte ar fi însemnat și ele o, un, un pas înapoi. A existat o întreagă da. dezbatere, dispută, aș zice, în ce privește abuzul în serviciu înainte de decizia Curții Constituționale. Doamna Kov și șefa DNA mai mulți jurnaliști au avertizat asupra pericolului dezincriminării abuzului în serviciu. Din evaluările și informațiile dumneavoastră de la Minister, a existat acest risc al dezincriminării totale? Uh, nu, nu am avut informații că exista acest risc al dezincriminării totale, și de altfel vreau să cred că ar fi fost și foarte greu să se întâmple acest lucru, pentru că, așa cum bine au explicat cel puțin un judecător al curții, în, într după ce decizia a fost adoptată, textul de lege este pur și simplu copiat dintr-o convenție a Națiunilor Unite, așa numită Convenție de la Merida, pe care România a ratificat-o fără rezerve. Singura expresie pe care, la care de altfel și Curtea s-a oprit, era cel defectuos în loc de cu încălcarea, cu încălcarea legii. Acum rămâne de văzut în ce măsură Uh, defectos era un termen uh, larg. mai larg decât uh, cu încălcarea legii? Probabil că da, și va, va urma să vedem uh, în ce mod se afectează dosarele în curs. Mm, dar altfel nu, nu, nu aveți am. o evaluare acum, cam ce efect ar avea decizia curții, câte dosare în curs sunt afectate? Nu, dacă nu sunt avem. Afectate? Nu, Ministerul Justiției nu are o asemenea evaluare. Cred că DNA-ul înainte prin, prin Procurorul Șef Chiovesc și înainte de. Înainte ca CCR-ul să, să adopte decizia, a dat o cifră, a spus vorba că e vorba 863, dacă, dacă s-ar fi de dezincriminată total. cu totul. Noi nu 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 știm la minister în ce Și nici nu cred, cred că este și dificil de făcut o asemenea statistică, pentru că totul în cele din urmă revine la interpretarea dată de un judecător în deci, examinarea probatorului. Deci, clarificăm. Decizia curții e bună sau e rea? Cum eu, eu cred, nu aș vrea să vorbesc în termeni de bun sau rău. Eu cred că este foarte bine că anumite lucruri au fost clarificate, că am clarificat un mit urban care părea să spună că, de fapt, totul este rău cu abuzul în serviciu și ar trebui să fie dezincriminat. Și iată că avem o decizie luată în unanimitate, care nu numai că nu dezincriminează, dar atinge foarte puțin, după opinia mea. Eu am spus că mie mi se pare că e o decizie de interpretare. Acum, asigur, asta e o altă discuție dacă CCR-ul poate să interpreteze sau nu legile. E o discuție în care n-aș vrea să mă lansez acum. Și poate să interpreteze lege. Am spus că e o discuție în care n-aș vrea să mă lansez ca ministru. Bun. Am mai avut o decizie controversată a Curții Constituționale în ce privește interceptările. Au trecut vreo mai bine de trei luni de la adoptare, și am vrea să știm acum câte dosare cu interceptări au fost închise sau afectate după decizia Curții de atunci, din martie. Nu, închis, închis nu a fost niciun fel de dosar, pentru că, așa cum am explicat și înainte de adoptarea ordonanței, și mai ales după. Uh, interceptările nu sunt singurele probatorii dintr-un dintr dosar. Deci, uh, noi nu avem date la Ministerul Justiției, parchetele nu ar fi spus că s-ar fi închis să vreun dosar. Dar acestea fiind spuse, sigur că și aici uh, societatea românească trebuie să știe că această decizie vine și cu un cost și ca să în întrebarea drepturile omului costă, e adevărat. Vrei să ai o țară care respectă drepturile omului, ele costă. Însă cred că și aici trebuie să fim uh, puțin mai mai uh, legați de un context internațional. Nu suntem într-o nișă, România nu trăiește într-o izolare și România nu trebuie să se raporteze acum la drepturile omului, așa cum erau ele acum 15 ani. Și eu spun asta nu ca persoană care vrea restrângerea drepturilor omului, ci ca persoană care constată că drepturile astăzi, în Franța, de exemplu, știți bine că după atentate, uh, în mod excepțional, se putea intra peste peste suspecți în casă fără niciun mandat de la judecător. Este asta bine? Nu. Probabil că n-ar spune școala de gândire de acum 15 ani, dar contextul obligă astăzi la... la la o reinterpretare a, a drepturilor, pentru că în cele din urmă cel mai important este dreptul la viață și dacă dreptul la viață nu este suspendat, tot restul aproape că nu mai are, nu mai are sens. Deci, din acest, punct de, din acest punct de vedere, nu știm să se fi întrerupt un dosar, știm că există însă costuri, nu avem cifre încă de la parchet, există însă eforturi foarte mari care se fac și trebuie să fie luată o decizie cu privire la ce facem, ce fel de sistem facem. Și eu sper că în Parlament, ordonanța ce este acum. Ce fel, 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 fel de sistem facem? În sensul că, bun, noi am avut o infrastructură care este la SRI, este unica pe care această țară o are infrastructură care și acum poate fi folosită pentru acele infracțiuni terorism și titlul mm. 10 din codul penal, infracțiuni grave la securitatea la siguranța statului, cum ar fi atentat mm. împotriva unei colectivități, spionaj, trădare. Deci pentru aceste infracțiuni care sunt limitat definite de lege, putem folosi încă infrastructura SRI. Pentru tot restul nu mai putem folosi acea infrastructură Ei, și pentru, pentru tot că... restul, întrebarea era una, de unde iau parchetele specialiști în interceptări, ăștia cu galenele, cu microfoanele, trebuie să... De la poliție, așa. răspunsul este de la poliție, pentru că și poliția făcea prin DOS, Direcția de Operațiuni Speciale, interceptări. Și cred că ar trebui să întrebăm și Ministrul de Internă dacă cumva acum este excedat. Eu cred că da, dar nu am date. Excedat de, Exceda de faptul că a trebuit să preia de pe o zi pe alta uh, interceptări într-o mulțime de, de dosare care înainte se făceau cu infrastructura SRI. Și acum uh, se face la acest dos. Și acum se face la acest zi. dos folosind infrastructura de acolo care... Infrastructura de acolo știți cumva uh, cam ce presupune? Că câți oameni lucrează nu acolo? Nu știu că... să spun asta, nu ar trebui întrebat la, la Ministerul de Internet. Ce mai știu însă este că parchetele, că despre asta pot uh -huh. vorbi, Parchetele în afară de DNA, care avea în parte un serviciu tehnic și în parte personalul necesar, parchetele obișnuite, să spun așa, Ministerul Public și DICOT nu aveau asemenea specialiști și sunt acum pe cale să-i să recruteze. Din ceea ce am înțeles discutând cu cei de la parchet, însă, până la acel moment în care vor recruta, lucrează cu lucrători de poliție judiciară în executarea, dacă pot spune așa, deciziei curții. Și tehnica ar trebui să își cumpere, nu? Aparatele. Și de tehnic, sigur că da. Și asta înseamnă iarăși un cost un... pentru bugetul de stat, dar sigur, iarăși, toate lucrurile pe care vrem să le facem au un cost. Nu despre cost sau nu costul e cel mai important element. Cel mai important element este să definim dacă într-adevăr vrem să avem trei sisteme tehnice sau patru. Unul la Ministerul Public, unul la DICOT, unul la DNA, unul la uh, SRI. Asta e o discuție de societate, și uh, n-aș vrea să închei înainte să spun că eu sper că această dezbatere să aibă loc în Parlament. Referitor la cum va arăta sistemul de interceptări? La cum va arăta sistemul de interceptări. Ordonanța de este acum în Parlament. Uh -huh. Am avut comisii care au respins, adică eu aștept, sigur, guvernul, am spus, eu era obligat la acțiune, pentru că guvernul nu-și putea. Noi am adoptat ordonanța pe 11 martie. Am fost extrem de criticați și după ce s-a întâmplat din nefericire atentatul de la Bruxelles, criticile locale s-au mai nuanțat așa puțin, pentru că, sigur, siguranța costă și ea costă. Ce alte proiecte aveți la minister, doamna Prună, în cele patru luni, să zicem, în care v-au rămas de stat acolo? Ce vă propuneți să mai faceți important, dacă mai puteți face ceva important? Eu cred că sunt obligată să fac ceva care e important, e cu, cu impact și anume să să fac în așa fel încât să amân o decizie CEDO și deci să amân plata minimum 80 de milioane de euro pe an oh. Uh, și atunci am început un proces împreună cu, cu ANP-ul prin care să vedem cum anume putem îmbunătăți condițiile din penitenciar. Adică am zis eu măcar să facem mm. curățenie. Penitenciarea da. noi nu am să pot să fac până noiembrie, dar putem să facem curățenie până noiembrie și da, putem, de bineau, exemplu, acolo da, și putem să-i scoatem pe cei care sunt în nouă. regim. Nu, putem să fim și ironici, dar uh, uh, nu cred că o ușă nouă sau un dat cu o rezolvă. Dar cred că ceea ce ar rezolva e dreptul la muncă. Atunci când ai o persoană în detenție care stă 23 de ore din 24 într-o cameră în care nu se poate respira și nu vreau să mă gândesc acum pe căldurile astea cum trebuie să fie, sigur că persoana este într-un fel împinsă să se adreseze CEDO. Dar dacă, îl scoți pe, dacă scoți persoana respectivă la muncă și sunt penitenciare am obligația să-l și spun un penitenciar, Gherla, care are persoane condamnate în regim de maximă siguranță, ceea ce înseamnă că ieșitul la muncă se face însoțit de un gardian și ceea ce înseamnă că persoanele au fost condamnate pentru infracțiuni foarte grave. La gher la 489 de persoane din 650 lucrează în fiecare zi 8 ore la o multinațională. Deci, eu spun se poate. Și aștept de la toți ceilalți șefi de penitenciar, mai ales în regimul deschis și semi deschis, să iasă ei din penitenciar și să încerce să găsească modalități ca acești oameni să poată munci. Și cred că asta se poate face în cursul mandatului meu. Am făcut un plan de măsuri, la Greza acum cu cei de la penitenciare. Și uh, și ăsta este un lucru. Am și al o evaluare doi, câte penitenciare din cele câte sunt în România. Sunt 80? Uh, nu, nu, nu sunt 80, sunt 36 30, de penitenciare. 36 de penitenciare. Și Ei, câte din tine? acestea sunt în situația de a risca să fie condamnate pentru să primească condamnări pentru la cedo, pentru condițiile de detenție. Uh, eu uh, nu, eu cred că Uh, sunt în toate penitenciarele camere în care nu se respectă standardele minime și când zic asta spun numai cei 4 metri pătrați uh, de, deci, deținut. Teore de deținut. Deci, teoretic, toate penitenciarele pot fi. Adică, în fiecare penitenciar există, de exemplu, camere în care se respectă asta pentru că am persoane condamnate care și-au obținut dreptul la 4 metri în instanță și atunci penitenciarul a trebuit să execute hotărârea și-a oferit 4 metri înghesuindu-i pe ceilalți încă și mai mult. Deci toate sunt în această situație, uh -huh. în ceea ce privește parte din clădirile pe care le au. Nu prea pare să fie de glumă treaba asta. Nu, nu e deloc de glumă și eu de asta eu am prezentat astăzi o notă în guvern. Eu mă mir că s-a vorbit foarte puțin despre acest lucru. Insist prin a spune că CEDU a dat o hotărâre vasi pilot. Din 2012, România știa din 2012 că riscă o asemenea, o asemenea hotărâre și știa și care sunt efectele ei, pentru că Italia a fost în exact aceeași situație. Și atunci publicul românesc trebuie să știe că s-ar putea să fim condamnați să plătim aceste sume de bani și. Când e așteptat această decizie? Uh, eu Vreau să spune, să încerca să evitați dar ea, când nu, se încerc, nu uh, ea ar fi trebuit să fie luată anul acesta. Eu sper ca, ca ce dos să accepte ceea ce am stabilit cu președintele curții. A fost că la începutul, la începutul toamnei, deci în septembrie, voi reveni spunând ce măsuri am, ce luat. Măsuri am luat. Și ne gândim și la măsuri legislative, dar acum n-am deschis încă dezbaterea, încă ne gândim, n-aș vrea să vorbesc acum despre. Degea este deci, este o decizie a curții iminentă mm. în acest an dacă nu luați măsuri care să convingă că faceți ceva. Da, e foarte corect. Dacă nu suntem în măsură să convingem că facem ceva și, repet, într-un mandat scurt este foarte greu. Noi știam cel puțin din 2012. Cel puțin din 2012 știam asta. Bun, și totuși, ce nu s-a făcut prea mare lucru. Revin la ordonanța asta, la legea de abilitare, de fapt, care vă leagă de mâini și de picioare pe perioada vacanței parlamentare. Senzația mea e că veți ajunge un guvern de gestiune, doamna mea. Da, eu nu vreau de să vorbesc despre. Și eu atât. nu aș vrea să vorbesc despre tot guvernul, nu am acest, acest mandat. Am să spun însă un lucru, am sărit să spun un lucru, că este păcat că nu se profită, dacă pot să spun așa, mai mult de un guvern de tehnocrați care a venit aici, în cea mai mare parte a lui, cu cele mai bune intenții. Deci eu am crezut că suntem invitați să facem, nu am crezut că suntem invitați ca să fim jigniți, calomniați, o vorbesc de mine. Eu am fost jignită, calomniată uh, și cine întotdeauna există fostul premier, de exemplu, care de la faptul că se face trafic de influență la mine în birou până cine la fostul premier Ponta, cel mai recent fost uh -huh. premier al României și cel mai doctor, dacă nu mă înșel. Uh, da, uh, deci uh, cred că s-ar fi, uh, dacă totuși Parlamentul a dat un vot de încredere a unui guvern de tehnocrați, trebuia să ne lase uh, să facem, pentru că în fond nu făceam decât să aranjăm lucrurile astfel încât după alegeri să aibă, uh, să zicem, un, uh, un cadru mai, mai bine pus la punct. Uh, bun, nu se întâmplă asta, eu nu sunt foarte îngrijorată cu legea de abilitare, eu nu aveam foarte multe lucruri pe legea de abilitare, Uh, mamă guvernul avea? Guvernul avea destul, de, destul de, multe lucruri, sigur, pe legea de abilitare și vom vedea ce putem face. Da, uh, ce mai puteți face? Păi nu știu, de pildă se pot adopta ordonanțe de urgență în acele domenii în care este iminentă o acțiune. Uh, și uh, bun, uh, e, 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 foarte posibil ca în multe din, uh, din, aceste, cum am spus și eu despre statutul consilierilor de probațiune, nu am altă soluție decât să adoptă o ordonanță de urgență, ceea ce este păcat. Este păcat pentru că am fi putut conlucra și vorbesc strict în numele meu personal, de personal ca ministru, în numele deci, guvernului. De am fi putut. Din nou, până la vacanța da, am, am să adopt ordonanța de urgență pe 29 iunie, pentru că am altfel nu mai asta. pot să o mai adopt. Dar eu m-aș fi așteptat ca lucrurile să fi fost altfel. Altfel, înțeleg deci, să, să ne pun pe masa. profit de prezența dumneavoastră aici ca să încerc să înțeleg ce va face guvernul la următoarea ședință de guvern. Ne putem aștepta, deci, la mai multe ordonanțe de urgență, având în vedere că legea de abilitare leagă, cum spuneam. Da, este, de extrem de, de este extrem de posibil. Avem, iarăși, fără să intru în detalii, avem, de exemplu, niște obligații care decur din calitatea noastră noastr de membru a Uniunii mm -hmm. Europene. Nu vreau să intru în detalii, mm -hmm. dar vă spun, riscăm, de exemplu, o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care vine și cu niște sancțiuni pecuniare. Guvernul intenționa să asta sunt uh, curtea are termen în uh, iulie dacă nu mă înșel, în a doua parte a lunii iulie. Uh, guvernul intenționa să adopte o ordonanță de guvern. Nemai putând să facă asta, sigur că va fi obligat să adopte o ordonanță de urgență, de urgență uh, ca să evite sancționarea uh, pentru prima dată în istoria noastră de membru a Uniunii, sancționarea la curte cu sancțiuni pecuniare inclusiv deci cred că era loc de mai multă dezbatere, de mai mult dialog cu parlamentul pentru a se evita așa situația în care eu o spun repet, în numele meu, nu în numele guvernului. Eu ca ministru mă simt într-un război, iar eu n-am venit aici pentru un război. Eu am venit aici invitată să fac niște lucruri. Dar sunt încăpățânată și am să fac ce mai am de făcut. Până săptămâna viitoare? Uh, mai mergeți uh, în vacanță uh, până uh, septembrie. Nu, uh, Nu. Guvernul nu pleacă în vacanță. Eu personal pleacă? nu. Dar se poate lucra. Și, în fond, dacă Parlamentul nu vrea ca Guvernul să adopte atâtea ordonanțe de urgență, eu sunt convinsă că Parlamentul din septembrie va intra într-un program intens și va adopta de pildă voi pune pe masa parlamentului pachete de legi privind reforma sistemului judiciar și în fine voi, voi vrea să văd că vom putea cu un lucru. așa cum nu am reușit din păcate pe prevederile privind codul de procedură penală. Nu am reușit și am fost obligată să adopt să propun adoptarea unei ordonanțe de urgență. Ultimele două întrebări scurte, Doamna ministru a spus la investirea în Post, că nu veți, mai, nu veți mai rămâne în guvern după alegerile din toamnă, vă mențineți poziția anunțată sau doriți să rămâneți? Nu, am spus foarte clar și, nu știu, am făcut uh, o declarație, sunt un om de onoare, singurul lucru pe care l am în afară de o profesie și răspunsul meu clar este nu. Și mai adaug ceva, eu cred că politica se face prin partide politice. Deci e cazul să ne reformăm clasa politică și să avem un guvern politic. Dar de intrat într-un partid, v-ați gândit? Să Niciodată. Interați? Răspunsul meu este categoric, niciodată. Am o carieră, am plecat de la o carieră și mă întorc la o carieră. Vă întoarceți la Bruxelles? Să mă înțeleg. întorc la Bruxelles. Știți și pe ce post anume? Sau nu. Nu sunt jurist, încă? am avut un post de management, deci o să mă întorc pe un post de management ca jurist. Mulțumesc tare mult! Și eu!